turbat lumea, stimați telespectatori, vă jur. Deci a turbat lumea. Intru azi în redacție, trebuie să vă povestesc despre colegii mei de redacție care sunt... Nu mai discut cu ei, dar imediat vă povestesc și de ce. Și toți, te duci în America, la clinica mea, o să slăbești, să rămâi gravidă. Da, și zici și cât cheltuiești. Stai așa, să-ți arăt ce va urma. N-am fost în America în viața mea. Monica Bârlădeanu, stați așa. Sunt prietenă cu Monica Bârlădeanu. Am văzut-o odată. Mi-a plăcut, e adevărat. Cine poate să mă contrazică? Așa, și sunt pe mes toată ziua cu Monica Bârlădeanu, eu. Plus că aveți proprietăți comune pe lună, sunteți vecine și acolo. Da, adevărul e că stau exact peste drum de Dom Becali. Așa. Practic și de Dumnezeu și cu Monica. Așa. Asta cu proprietățile pe lună v-am mai spus 100 de ori. E o glumă. Un prieten de-al meu, domnul Drăgan, și știți foarte bine, mi-a dat un certificat, descrie că am pământ pe lună. N-am nimic pe lună. Ba da, leafă. Și mai e ceva, dar n-are sens să discutăm acum. De ce și... spămesc cu Monica? Așa, vă jur pe viața mea că nu spămesc cu Monica. Dacă vreți, mă jur, țigănește, fac cruci. Și plec în America la clinica mea. Nu te mă uita așa la mine, că îmi dai senzația că nu mă crezi. Uitați-vă puțin la omul ăsta cum se uită la mine. Cum te uiți? Vino cu a! Uite-te în ochii mei. De ce nu mă crezi? Tu ai senzația, un fotosenă, tu ai senzația că eu mint? Nu. Și ce că mă duc la clinica mea, eu vă spuneam ca să slăbesc, ca să rămân gravidă. Întrebare. Grasă fiind. Nu vrea nimeni? Adică... Stați puțin. Mai este un aspect. Am bani. Adică dacă e disperarea atât de mare, de ce să mă duc în America să mă plictisesc în avion și să nu mă distrez aici, la Românica? Nu știu cum să face treaba. Pentru telespectatorii noștri care au fost plecați într-un lung concediu în Zanzibar, nu pot să fac copii. Am copii, mulțumesc frumos, mă simt foarte bine cu ei. I am very happy, very happy. Deci au nebunit ăștia cu ziarele definitiv. Prima oară au scris același ziar de mare angajament, sunt senzaționali. Au scris că eu cu Tănțelul nu ne înțelegem. Ne urâm rău de tot, rău, da, rău. Da, da. Mai un pic și mă bate. Ce stai că mai era ceva. Că, zi-mi, Andreea, mai suflă că era ceva. Că, nu atunci, despre altă vedetă. A, și de Esca a scris despre Esca că e în pragul divorțului. Despre cine? Esca, e în pragul divorțului. Nu e. Păi așa scriu ei. Înțelegi ce zic? Toate minciunile sunt în acest ziar. Slavă Domnului, încă nu-l știe nimeni. Și nici eu nu o să-l zic, da, că nu-s prastă. Da, e o fițuică pe net. Da, drăguț, drăguț. Să ne întoarcem la colegii mei din redacție, pe care să-i desființăm pentru că merită. De 8 ani de zila mă chinui cu nemernicii să facem o afacere oarecare. Și le-am spus, păi, facem evenimente, cunoaștem vedetele, le dăm telefon, le plătim frumos, închiriem un frumos cort, punem flori, decorațiuni. Vine doamna Teo, prezintă ficăței cu tare, cu tare. Nu v-am zis cu ficăței? S-a servit? Nu v-am zis cu ficăței? Am vrut și eu odată să iau niște bani. Și m-au invitat unii să prezint un eveniment, o firmă. Și eu le-am cerut niște bani foarte mulți, că mi-era cam... Aș putea spun rușine să mă aduc. Și le-am cerut mulți bani și au zis ok. Nu mai puteam să o dau la întors, nu, să vedeți că vreau mai mult sau ceva așa, că era mitocănie deja. Și m-am dus. Și eu zis, doamna Teo, cu tare. Și la un dat vine organizatorul și zice, scuză-mă doar un clip, ca să nu anticipe. Zice, doamna Teo, zice, avem rugăminte. Da, spuneți. Urcați la pe scenă și spuneți că s-au servit ficăței. Zice, da, zice, lumea dansează și se răcesc ficăței. Știți, și sunt trași în unt. Na, că se sleiește untul pe ficăței. Zic eu, doamna Teo, să mă duc pe scenă și să spun că s-au servit ficăței, răspuns corect, da, da. Și atunci, cel mai înfiorător moment din viața mea, mi-am luat apronul. Așa se cheamă? Nu știu, dar așa vine să-i zic. Am dus pe scenă și am zis, joi. Ploua cu penibil, stimați telespectatori. Ploua infernal.
Și eu mă simțeam ca tare. Toată lumea s-a oprit din dans și am zis: s-a servit ficăței. Demnă? Mulțumesc foarte mult. Am făcut un dezacord, aș putea spune o licență, ca să se înțeleagă ironia care eu am terminat, mă înțelegeți, facultatea de litere. Foarte rău, deci foarte rău, am zis că de toată viața... Așa, și v-am zis, zic, care facem de s-a servit ficăței, pac, pac, eu și așa acum am experiență. Frate, n-am făcut nicio afacere, am rămas pe leaf. Întrebarea mea este, cam cât așa, că într-o bună zi o să zică cineva, cine e doamna asta bătrână care uită cum o cheamă cu mine? Sigur, nu acum, peste 20-30 de ani, dar trebuie să ne pregătim din timp. Asta problema e că și ei îmbătrânești și nu mai ține minte cum îi cheamă, niciunul drept. Și atunci am zis așa, dacă nu vine ăla care trebuia să vină la munte, vine muntele ăla care trebuia să vină. Și astăzi vom vorbi despre bani. Despre... ce? Comentarii în public? Nu e bine? Păi acum am început, ce faceți? Cum dumneavoastră care sunteți, practic, măritul negru împărat de teama căruia tremură împăratul. Acum am început-o... Cel mai inventiv om de afaceri pe care îl cunosc, eu nu cunosc mulți, că mi-e rușine de ei. Și mi se par și, de obicei, nu. Domn Tăbăcaru a făcut afaceri cu ce cu gândul nu gândește. De exemplu, s-a dus la piață să cumpere mere sau cartofi sau ceva de genul ăsta și a început să vânzătoarea să-i ambaleze în ziar. Hop! Zice, de ce nu pui în pungă? Și n-am pungă. Ok! S-a dus în Canada, a încărcat pungile și a venit cu ele în coa. S-a scos. Ce nu este, domn Tăbăcaru găsește și ți-aduce. La preț mic și fâșneț. Ținești pe sistemul mic, dar voinic. Astfel a făcut mulți bani, slavă cerului, să vă ajute Dumnezeu să faceți mai mulți decât atât și cu mine împreună. Ok! Bunicul domnului Tăbăcaru, dacă nu mă înșel, vindea sifon și m-a învățat pe mine un lucru foarte important. În viață, cine te îmbogățește? Apa, aerul și fraierul. Stana Izbașa este o fată care a ajuns bine după o muncă foarte îndelungată și după o copilărie care n-a fost deloc bogată. Știe exact valoarea banilor, știe să-i facă, știe să-i dăruiască, știe că important e să primești, dar să și dăruiești mai departe, pentru că altfel s-ar putea ca robinetul să se închidă de sus. Și-a crescut singură frații, a mers mai departe în America, s-a întors cu bani și cadouri și acum e adevărat că și eu aș fi în această situație. Frații și cei din jur au senzația că așa trebuie. Nu trebuie. Stana o face pentru că vrea ea. Vom vorbi despre bani, despre bani, adică și despre bani, cum sunt ei de adevăratele cu domnul Mugurșteț, purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României. Vom afla istoria leului, de ce se numește leu, nu tigru, nu leopard, de ce și leva bulgărească e tot leu, de ce tot pe aici prin Balcan, tot cu leu, tot cu leu. Că eu n-am văzut să fie... Exact, la tine la Chișinău cum e? Tot leu? Leu moldovenesc. Da. Dar de ce leu? Adică de ce nu viviriți? De ce nu? Că animalul e atât de exotic încât ar putea să fie foarte simplu ornitoric. Alexandru Anastasescu e frumos, deștept și cu bani. Așa spune presa. Cât despre bani, spune, banii nu se fac greu, ci se păstrează greu. Nimic mai corect. Asta nu nici cu făcutul. Că am o prietenă care îmi spune, băi, zice, în viață, cel mai greu mi-a fost să fac primul meu milion de dolari. Puh, lasă-mă, doamne. Pauză publicitară, că m-am ofticat. Mulțumesc foarte mult invitațiilor noștri că au putut să ajungă. În legătură cu Stana, vreau să vă spun că ne-am chinuit foarte greu să ne potrivim la program. Ne-am chinuit mult de tot pentru că este extrem de ocupată, cântă foarte mult, are turnee foarte lungi, a fost în America, nu puteam să o smulgem cu forța de acolo și pregătirea turneelor e o complicație în plus și vă dați seama că noi ne-am tot dorit să ne reîntâlnim până azi, când în sfârșit. Să vedem! O să începem cu un bun prieten de-al meu, din care n-am înțeles mare lucru, că dacă aș fi înțeles până acum eram un om bogat și deștept și după cum se vede nu sunt. Domnul Cornel Tăbăcaru, care cică scrie la preț, are o cifră de afaceri de 60 de milioane de dolari. Ce înseamnă cifră de afaceri? Adică ce învârți? Păi ce învârți? Păi le învârți pe astea 60. Și câte ai din ce învârți? Jumate. Păi nu faci jumate? Nu știu eu. Păi da, n-ai zis că vrei să înveți? Păi vreau să învăț. Așa faci, jumate. Singurul om de afaceri pe care îl cunosc intim,
Așa. Este domnul Donald Trump, care a scris o carte pe care am citit-o, de-am tocit-o. Și pe care o are și domnul Tăbăcaru, dar în varianta ei în limba engleză. Eu am înnebunit când am văzut aceeași carte. Asta. Știți că eu tot vă înnebunesc cu Trump, de v-am zăpăcit. Ce? Ce tu dai din cap? Eu filmez, ce ai cu mine? Eu filmez și mă concentrez că nu știu să fac șarf, ia uite. Vreau să vă întreb, vă folosiți vreodată de sfaturile lui Trump? Mereu. Repet, astăzi vorbim despre bani, cum se fac, cum se țin, cum se învârt, cum arată, cum se numesc și de ce. Și mai ales poate ne vine vreo idee de o afacere împreună. Mă bag și eu. Pagubă! Nici nu privesc. Nici nu privesc. De ce? Consum puțin, pe bune. Ideea e să consum mult. Ideea e să fii leneș, să fiu bizmaș, dar în același timp generos, psihopat. Însă, în același timp, să colaborezi cu cei din jur. Zic bine? Care e sfatul care v-a impresionat cel mai tare din cartea asta? Păi, eu citesc pe Donald Trump de când am început bișnița asta de lux, de subcapitalism, că sub comunist făceam bișnița de rând. Cu ce? Cu de toate, ca așa cum am. Respectiv. Respectiv. Ce mergea în pe vremea lui Ceaușescu? Ce? Ceasuri, no. Televizoare, plăjbi? Rulmenți, prumiere, batice, de-astea. Și ați ajuns la 60 de milioane cu batice și rulmenți? Păi cam câte batice și câți rulmenți? Finarii de rulmenți. Ți-am zis că am făcut numai de ele? Păi asta vreau să trag de la de-astea. Și de la ce așa. Hai să o luăm de la 90 încoace. De la 90 încoace știu că ați făcut cu dozatoare și după așa. Aia. Și după aia. V-ați îmbogățit cu dozatoarele? Da. Cum v-ați simțit când v-ați îmbogățit? Alina a plâns. Și a zis, tată, mie mi-e frică, e prea mult. Că noi am făcut, zic, noi niciodată, n-am să vorbesc la singular, că niciodată nu i-am făcut singuri, noi am făcut primul milion de dolari, adică l-am raportat și ne-am uitat în balanță, că era pe 3 iulie, nu era bilanț, era balanța semestrială, pe 3 iulie 1991. Eu n-am prea crezut și am spus contabilii, fă, uite-te... Uite-te la zerouri, că dă draci în capul tău dacă nu. Altfel, zice, un romantic. Zice, eu? De? Drăguț. Păi cum? Zice, nu șeful, să mă răbibi un milionie. Și Alina a început să plângă și a zis, tată, e prea mult, mie mi-e frică. Și am zis, dacă ți-e frică, tai-o. Și te bat. Eu mai stau. Te bat. Da, eu mai stau. Când ați plecat în America? 6 octombrie 1990. A, deci banii ați făcut în America, să înțeleg. Nu, bre, acia, cum să faci bani în America? Da, nu, așa, uite, Trump nu a fi făcut acia la el a făcut în America, că el e american. Și eu am făcut în România, că sunt român, ce nu-i logic și ce nu înțelegi. Înțeleg. Eu înțeleg că tu înțelegi, dar pe 3 iulie 90 nu... Așa, 1. Ați făcut milionul. 1, da. Și de plecat, ați plecat în 90. Uh-huh. Da, mi s-a încurcat mie mintea. Se descurcă ea, da, știu. Da. Bagă. Corel Tăbăcaru a făcut afaceri cu niște aspecte. Stați așa. A, cum duceați banii la bancă după ce v-ați îmbogățit? Da, mă, dar asta mi-a auzit-o. Asta mi-a plăcut. Deci, în primul rând, cum îi încasam, draga mea, pentru că la vremea aia erau sutele lui domnul consilier, jăgoase de alea cu Bălcescu. Eu zic, doamne! Scuipai în dește degeaba, că toți s-o luau câte două, știi? Și le-am zis, mă, dă-o, dracu, luați o dirizie de aia și... Ce înseamnă, ce înseamnă dirizie? Un cântar de la mai așa. Își ducea sutele cu cântar. Nu, stai, îi cântăream când ne dădea omul. După aia îi luam așa cu mâna de pătejghea și îi dădeam jos. Și doar îi așezam, îi puneam în saci. Aveam o Dacia Break, se numea Dacia CN. Era ultima Dacia care făcuse răposatul, te rog. Da, CN-ul. Și duceam, era Banca Națională, dădeam cu spatele, dădeam o mică șpagă la băieții ăia și tăream saci așa. Era George Carabasani, era vicepreședinte, zic, George, vorbește-mă cu alea de la numărat și după aia facem borderul. Că nu știam cât duc. Nu poate să zic 12 saci. Și vă dădea seama după cât cântăresc cât erau? Pă drag. A, da, aveam noi o normă. Că erau 500 în plus, 500 în minus, mai dracu mai conta. Un kilogram câte sute erau? Mai nu știu la vremea aia. Ce că... păcat. Ce dracu vorbind de istorie de asta, zi acum că tot cu cântarul facem. Tot așa? Da, numai că sunt euro. Sunteți însurat? Da. Da. Da, am trecut la muslim. La ce? Sunt musulman. Da, am voie, 2, 3, 4, e liber. Da,
aici să aveți grijă cu musulmanii. De ce? Că patru soții vin cu patru soacre după ele. Patru soții cu patru soacre și toate cele patru au aceleași drepturi. Știți cum merge treaba? Soacrele. Ideea e că... Soacrele au acele. Bineînțeles, profetul a zis că nu e bine să ai patru, patru neveste. Nu e recomandabil. Mm-hmm. Dar e bine. Mă, e permis. Nu e recomandabil. Cu cât ești mai bogat, poți să-ți permiți mai multe neveste. Ultima, adică cea mai recentă, beneficiază de o săptămână de exclusivitate. După care începi. Deci dacă ai două, fiecare la rândul ei. După care a patra. Înțelegeți ce zic? E oarecum egalitate, na. Adică pe bune. Dacă n-ai ureche muzicală, nu nimerești. Dacă n-ai ureche muzicală, ți le taie urechile. Și după aia ai nevoie de patru taxiuri. Sigur, patru taxiuri ca să plece la patru avioane. Dar și de ce nu? Nu. Soacra lui Bulă îi spune, zice, fii atent dacă mai vorbești o dată cu urât cu mine, să știi că plec. Pe cuvânt? Taxi. Așa, deci banii se duc și acum, se duc cu sacul la putare. Vă dați seama că și eu sunt la fel de, cum să vă spun eu dumneavoastră, măcinată interior ca dumneavoastră. Cum măi, nene? Cum măi, nene? Cum măi, nene? Cum măi, nene? Cum? Din ce? Stați așa, cu ce a făcut, cu... în Florida ați făcut imobiliare. Eu de ce dracu nu fac imobiliare? Bine a fost noi atunci când ne-am plimbat ultima oară cu 2 ani. Ne-am trecut noi pe lângă apartamentul ăla și am zis, Teuțo, eu-l iau. Da. Și tu ai zis, e sigur? Da. Da. Eu am făcut 100 de mii la el. Mi-a zis așa, zice, știi cât costă acum? Cât? 200 de mii. Zice, nu stau mult și îl vând cu 3. Nu cred. Ne. Să mor eu, zice. Îl luă cu 2, îl vându cu 3. Eu n-am lichidități. Am o problemă de cash flow. Cash flow, da. Da. Să o dăm nițel așa, după Caterin, că mai păsărie. Da, da, da. Să aleagă și oamenii ăștia cu ceva. Ceva. Numai nu mișto găreală, rămâne între noi. Dragii mei, deci eu, tăticul meu m-a învățat așa, că eu am întrebat mereu, bă, tată, bă, mamă, bă, de ce stați voi, mă, numai la țară aici, că... Amândoi erau așezați la mansardă, zic, mă, și voi la oraș învățători, acolo doamna învățătoare, o floare, o ciocolată, o... Lasă mama ci la țară, zice, că de cât cu o daș la oraș, mai bine în satul meu fruntaș. Și atunci eu am învățat chestia asta la modul la care n-ai să vezi că mă duc să fac bani la Paris, la London, la Roma. Să mă duc să mă fac consilier local, să iau 54 de voturi, să mor eu. Așa? Nu, nene, eu mă duc unde e proști. Pe în Uzbekistan, pe în Georgia, pe în Cuba, acum mă duc în Costa Rica. Am auzit. Ce căutați în Costa Rica? Ce caut? Tu știi că eu cercetez. Ce cercetați în Costa Rica? Draga mea, de vreo 5 ani tot cochetez cu țărișoara asta, care ăștia îi zic Elveția Americii Centrale, prezidentul lor, e de două ori laureat al Premiului Nobel pentru Pace. N-are armată din 47. Și de cine dracu să ne apărăm? De suntem 4 milioane, scuipă o dată ăștia pe noi și ne omoare. Atunci toți banii merg la învățământ. Nu, au bani, dar nu-i cheltuiesc pe arme, că nu proști. Așa. Și pentru că în America, în viitorii 4-5 ani, vor ieși la pensie vreo 70 de milioane de oameni, m-am gândit așa. Bă, ei mai sărași rămân pe loc. Că sunt din Minnesota, că sunt din nu știu unde, unde trebuie să duc. Acoalea s-a născut, acoalea moare. Corect. Dar dacă acum America este down, este mai jos așa, îi bogați au și mila mare. Să ducă în Costa Rica? Nu, să ducă în Florida, în California, unde vrei ei. Și ce legătură are Costa Rica? Că se duce ăia de clasă medie plus, adică din 70 de milioane, vreo 50. Și ne ducem să le facem casii. Magazinii. Tu știi că în orașul în care sunt eu acum nu e un cinematograf? Vi-l fac eu. Târziu am început eu. Și nu mai e loc de un partener? Dacă poți să te descurci singur, toată de ce în viața mea nu mi-am dorit să lucrez cu gagici pentru că vreau să stau să muncesc în timpul zilei. Nu vrei să fii mai parteneră mai pe seară? Nu, 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 că noi vrem să muncim, nu să ne plimbăm. Pe ce să facem? Păi dacă nu te muncim? Tu nu l-ai citit pe Trump. Nu l-ai citit pe Trump.
Trump a zis... Nu, n-am citit. Că, nu. Adevărata cheia succesului Elena. Nu, trândăvia. Scuză-mă, iată, te corect. Trândăvia. Da. Nu vorbesc foarte serios. Deci, eu am citit enorm de mult despre Donald Trump. Și vreau să spun că dacă nu ai, eu știu, un mentor, dacă, dore, știința asta a bișniței, a business, așa, dole, ia să învață. Dar nu în școli. Am făcut business and administration. Am făcut asăul și secția de... Du-te, bă, de aceea. Deci, în primul rând și în primul rând, trebuie să te mănânce deștele. Da. Doi, trebuie să fii din neam. Și trei, să iei pe unul, de exemplu. Eu l-am luat pe fratele Donald ăsta, care a zis așa. Și eu la fel, dar la cine să nu-ți fie rușine cum ești, ce ești și ce faci. Știi ce mai zice Trump? Zice așa, dacă faci divertisment, că asta faci și divertisment, faci și pe dracu. Și vodcă și apă minerală. Ce vrei? Zice, dacă tot faci divertisment, distrează-te tu. N-ai ce să greșești. Primul, corect. Vorbește cu cei de lângă tine pre limba lor. Că dacă te-a chemat unul, ți-a dat o poală de bani să vorbești despre afaceri, vorbește să te înțeleagă lumea. Că dacă încep cu share market, share memory, vorba oamenilor să o afacereza, la ce ți-a folosit? Măi, Stana, draga mea, tu nu ești o fată care să se plângă de bani. Și totuși n-ai un mentor care să te fi învățat pe tine cum să cânti. Sau ai? Păi nu am. Când am auzit pe domnul că a vorbit de sume din astea enorme, 60 de milioane, deja m-am făcut mică aici. Iertați-mă, domnișoară, dar aia a fost pentru public. Da, deci nu-i valabil. Este mult mai mare, să ne înțelegem. Ne ferim și noi de taxe, de una, de alte. Știu. Bine că îmi spuneți că dacă tot trebuie să vin la nunta fiicei dumneavoastră, știu că se cer. Domnișoare, iar ați greșit. Eu mă înțeleg foarte bine cu bărbații, așa că ori accept ce spun. Din păcate, trebuie să tratați cu mine, n-aveți în contra. Uța întotdeauna ține cu mine și noi cădem la pace de la început. Ea mă întreabă, tati, de cât zic în emisiunea asta? Zic, bagă numai de 60, numai. Exact. Plus că dacă domnul Tăbăcaru dorește, îi cânt eu la nuntă și a rezolvat problema. Corect. Pe umeri pletele nu asta. Și asta a fost din... Cu copacul e mai frumos. Am vrut doar să vă dau un exemplu de ce pot. Să mor eu dacă vă mint. Să mor în emisiune. Eu mă întâlnesc cu niște băieți care sunt... Bă, să nu începeți cu fotbalul, că mă enervați. Ăștia sunt... De ăștia suporteri Dinamo, știi? Vin băieții în training-uri cu lanțuri de alea de 2 kg să moară mama, bazați. Și mă întâlnesc cu ei la OMV, la Băneasa. Și într-o zi a apărut top 300 de care le-ai frică la șmecheri. Să apare că știi... Da, da, da. Și numai proștii apar acolo, că nu problemă. Și vine unul cu copilașul să ia, nu știu ce, și Nea Cornel. Mă, de când zice aia mică, uite-l pe Nea Cornel. Te-ai mână, auzi un autograf. Iau, eu să uit acolo, zice, nu știu, a văzut el 40.000 de ori. Să uit așa lung la mine. Bă, Nea Cornele, prima tale ne crezi proști? De ce? Zic, de ce, mă? Adică, ama tale vrei să zici că de 18 ani, la relațiile care le ai cu tanti tău, cu așa și așa și așa, ama tale ai furat numai 40? Mai mult avem noi. Te ia de cap, auzi? Bă, toți umflă cifrele, te uiți la ăștia, 300 de miliarde, de milioane, miliarde, așa? La mine mă iau la mișto, ce, ai, bre, ce dracu. Așa și domnișoară, deci 60 am fost înțeles cu tău. Da, atât am fost eu dispusă să dau azi. Da. Revenind însă la Stana, ea este o fată care a pornit foarte cu minte și foarte stabil. Tu n-ai făcut niciodată mari schimbări financiare în viața ta, dar ai progresat... Da, am progresat de una singură, luptându-mă de una singură, cu mii de... cum să spun, oameni în jurul meu care nu chiar vreau să ajung unde am ajuns. Deci pe lângă că mă chinuiam de una singură, mai aveam și persoane care mă săpau, în ghilimele. Plus frați de crescut. Plus frații mei, familia mea, nepoți pe parcurs și așa mai departe. Și referitor la mentor, nu am avut un mentor. Cum spune domnul că a avut ca model pe Donald Trump, poți să ai model pe oricine. Dacă tu nu ești născut să faci bani și dacă nu trag banii la tine, poți să-ți alegi orice model de pe lumea asta că nu faci bani. Nu ți-o păteu, că și el citește pe Donald Trump. Da, uitați că ea nu face afaceri. E adevărat, nu fac, dar vreau. Da. Aș vrea să fac. Eu nu știu cum se întâmplă. Asta e, mai nou se spune așa, chimia interioară. Adică chimia mea interioară, ești chemat, eu cred sau că nu sunt chemat? Știi ce se întâmplă? Oamenii care știu să facă bani mulți sunt oamenii care înțeleg filozofia numerelor mari. Bravo, maestru.
Pentru că dacă nu înțelegi filozofia numerelor mari, la un dat acele numere mari pot veni peste tine. Dar nu poți să le înveți? Da, nu. Trebuie să înțelegi, să vină din interiorul tău. Asta nu se învață. Nu poți învăța, nu există o școală în lume care să spună școală de miliardari. Mi-a plăcut acolo domnul consilier că a folosit exact termenul care îl iubesc eu. Deja în business a depășit termenul de strategie. Deja vorbim despre o filozofie a business-ului și Donald spune așa: vrei să faci mare, gândește mare. Da. Nu mai te încurca cu... Da. Domnșoara zicea de nuntă. Păi tu, ca să poți să iei de la mine 10.000 la cântare, sări din prima la 100.000. Eu mă sperii? Păi da, să vă spun de ce. Acum Donald face Toronto Building. Așa. Toată lumea cere 1.100-1.200 pe metru pătrat. El a venit din prima și a cerut 2.000. Ce mă plecă de aceea că nu o să vinzi un apartament? Donald a vândut toate apartamentele. Bine, dar e și nebun cu curățenia și are 50 de femei japoneze mici care curăță pe acolo, de enervează pe toți. Dar lasă-le, domne, cu curățenia, că ne-ai țăcărit. El are o filozofie proprie a lui care l-a făcut miliardar. Bill Gates are altă filozofie a lui care îl face miliardar. Dacă n-ai o filozofie care să-ți permită să înțelegi cum anume merg, cum anume trăiesc cifrele astea mari, pentru că valorile mari ajung să trăiască singure. Mai e o șmecherie pe care eu am citit-o la Trump. Trump, în ciuda faptului că este foarte bogat, este un om extrem, extrem de generos. Există o filozofie a oamenilor bogați din Statele Unite, începând din secolul trecut, care se grupează în niște cabale, ca să mă exprim așa, care fac acte caritabile de mari, mari, mari proporții. De pildă, poduri imense sau donații fabuloase către societate. Oprah Winfrey, care face niște bani de-ți crapă creierul și care are banii lui Dinu Patriciu. În momentul ăsta, am înțeles. Nu, cred că Dinu Patriciu are banii lui și Oprah are banii ei. Da, e adevărat. Așa că nu s-a măritat cu Dinu Patriciu. Face donații lunare, după câte am înțeles, de 10 milioane de dolari. Da, dar ați văzut cum fac ei donații? Nu dau oamenilor. Nu donează familiei X pentru că este bonlavă. Ei încearcă să rezolve situații sociale. Ei se duc către fundații la care combat cancerul la sân, care combat lipsa de educație. Sigur. Deci ei gândesc, pentru că asta spun, filozofia numerelor mari te ajută să gândești filozofia socială. Și îți dai seama că nu poți să ai în continuare numere mari ca avere personală dacă societatea nu funcționează. Da. Dacă în comunitatea în care tu trăiești lucrurile nu merg bine. La noi, oamenii nu se uită la comunitate. Nu-i interesează ce se întâmplă cu comunitatea. Nu mai trăim în comunitate, nu mai trăim în comuniune. Întrebați-o pe Stana de câte ori, numai eu de câte ori știu, a ajutat oameni. Pentru că nu se poate duce ea. Tu poți să te duci la o asociație care combate sărăcia? Nu există ceva. Azi, tu te duci direct Mercedes la om? Exact. Te duci direct la om care vine să-ți spună: Stana, ajută-mă că sunt într-o situație disperată, și dai banii când poți. Că uneori poate te depășești și pe tine problemele celor din jurul tău. Da, domnul vorbește de milioane de dolari și de ce se face într-o țară care are mult mai multe posibilități decât avem noi. Noi trebuie să vorbim de ce se întâmplă în țara noastră și de posibilitățile care sunt. Normal că vorbești de milioane de dolari dacă vorbești despre America, deja citește este tot altceva. Și o să ți se ridice părul în cap. Eu sunt sigură că Donald Trump, dacă trăia în România, poate că avea aceeași concepție despre viață și aceleași idei, dar nu cred că ajungea la suma exorbitantă de cifra de afaceri pe care o are în Statele Unite, pentru că la noi sunt alte posibilitățile. Lucru. Păstrăm proporțiile și scara e același, absolut același lucru. Atunci dumneavoastră de ce ați plecat în state? De ce n-ați rămas aici să faceți bani? Păi trăiți acolo, nu? Și... Nu, haideți să ne înțelegem. Toată treaba depinde de meteorologie. Eu, având copchilașii mici și nevasta mai silfid așa, i-am băgat într-un hangar. Scrie acolo pe ușă: ruginii Canada. Eu care nu rugine, stau afară în ploaie, adică în România. Nu e cu plecatul aici. Stimați-le spectatori, facem așa. Luăm pauză ca să ne dumirim cine are dreptate. Nu o să ne dumirim decât tot de față cu dumneavoastră, dar zic și eu așa, și ne întâlnim imediat.
și un șarf chinuit aici. Hai că nu-ți arăt 100 de ani. Bănuții ăștia, ce sunt, Stana? De care sunt? În limbaj popular se spune galben, la țară se spun galbe, dar sunt bănuți, dar mici. Deci sunt... Dar nu se numesc într-un fel cocoșei, nu știu ce? Unii, depinde fiecare. Ăștia-s cocoșei? Cocoșei, nu? Da, galben sau cocoșei, da. Cocoșelul e o poveste întreagă. Cocoșelul era moneda de 20 de franci de aur. De ce? Pentru că monedele de 20 de franci de aur aveau cocoșul galic pe ele. A, deci nu este cocoșelul. Și atunci am venit la cocoșel. Ba da, are... Dar poate fi păsărită. Nu e. Și cocoșeii pentru care s-a făcut pușcărie în România sunt niște monede comemorative numite Ardealul nostru, care au fost bătute de Banca Națională imediat după al doilea război mondial. Au fost distribuite către oameni. De ce? Pentru că la vremea respectivă guvernatorul Băncii Naționale a intuit că rușii vor dori tezaurul de aur al României, care avea peste 240 de tone de aur. Ei erau cu armata roșie în țară și l-au căutat. El, tezaurul a fost salvat pentru că a fost la Tismana, în peșteră, peștera zidită. Rușii l-au căutat, nu l-au găsit. Rușii au căutat dosarul original al tezaurului României aflat la Moscova, nu l-au găsit. A fost ținut, a spune chiar cu prețul vieții, în sensul că cei care îl țineau și spuneau că nu mai există, știau că dacă acel dosar se descoperă, nu putea să-i pască decât condamnarea la moarte. Și avem și astăzi dosarul original al tezaurului României, care în primul război mondial a fost trimis spre păstrare la Moscova. Deci asta a fost povestea cocoșeilor. În general, acestea erau monede austriece, franțiozic, dacă nu mă înșeală, este cel de la cea moneda mare pe care o aveți, și erau salbe populare. Chiar este foarte interesant că în perioada comunistă acest gen de salbe erau libere la deținere, pentru că erau considerate obiecte de cultură. Dar bănuții ăștia erau după, înainte de 90, erau ok? Adică dacă i-aveai? Da, dacă erau din acestea tip salbă. Nu erau interziși la comercializare, deci nu aveai voie să faci comerț cu ei, dar ca port popular puteai să iei. Este adevărat că s-au făcut și multe abuzuri. Din fericire, după 89 s-a dat o lege care a permis tuturor celor care, cărora li s-au confiscat abuziv obiectele din aur, să recupereze obiectele dacă ele se mai regăseau, pentru că foarte multe obiecte au fost topite în perioada comunismului, s-au făcut lingouri. O parte din ele s-a plătit datoria externă făcută de comuniști prin anii 70. În anii 80 Ceaușescu a avut o întoarcere de 180 de grade și a zis: nu mai vreau datorie externă, plătesc orice. Mi-aduc aminte. A fost perioada când de peste tot, tăia tot ce se putea. Și de la rația de mâncare. Da, și de la rația de mâncare. Da, dar ce mândrie era noi, nu mai avem datorie. Da, zăpăcise cu datorie. Asta este cea mai mare prostie. Știu. Aici avem un om de afaceri care poate să spună că... Nu că e bine, dar te ajută. Nu poți să ai toți banii odată. Dacă ai o afacere în care crezi și știi că ea va produce, să spun, în 5 ani, 10 milioane de euro, dar pentru asta tu ai nevoie acum de o investiție de 1 milion, dar n-ai milionul ăla, normal că e pe datorie milionul ăla. Păi, ți-l dă. Cine o instituție ți-l dă? Bancară, o instituție de credit. Te ține 2-3 luni, te mai trimite, mai trebuie o hârtie, mai trebuie încă o hârtie și te lipsești. Și te lipsești, te lipsești, da. Nu cred. Scuzați-mă. O să ajungem încet, încet, trecând pe la bănuții colegii mele, Stara. Ai mai multe salbe? Da, am mai multe salbe pentru mai multe costume. Nu sunt pasionată, dar la noi s-a împământenit chestia asta la țară. Oamenii, bănuții care ei și adună, mai ales bătrânele, ele nu știu să facă afaceri ca și domnul să devină milionare, exact. Dar bănuții pe care ele și adună, din ce vând ele pe acolo pe la țară, se interesează și cumpără acești galbeni, numesc ele, pe care la rândul lor le dăruiesc nepoților la nuntă. Asta este cadou din partea lor. Deci ei își investesc bănuții lor în acești galbeni, care sunt bani oricând, că aurul înseamnă bani. Da, asta cercei, mă gândesc, lasă-mă, că n-am cheltuit banii, am investit. O să vorbim astăzi cu domnul Alexandru Anastasescu, un om care se încadrează, zice Andreea, în tipar, adică are foarte mulți bani, dar n-a uitat că mergea cu metrou și descărca tirul după cursurile de la facultate. Cum ați făcut primul milion de euro? Mai devreme l-ascultam pe domnul Tăbăcaru și mă minunam. Și eu la fel. Mă minunam, da.
ce spune domnul Donald Trump cu lenea și trândăvia e cheia succesului, poate fi la el în America, că la noi nu prea cred. Deci eu știu că am cam tras. Trump zice el așa, dar se trezește la prima oră, are întâlnirile stabilite la 30 de secunde, vorbește cu cutare, câte 15 secunde, 20 de secunde, dacă nu-i spui de la început ce vrei de afară, adică el vorbește așa din gură, dar... Donald a muncit ca un rob, da, până când banii au lucrat pentru el, da, până când pur și simplu filozofia lui și modul lui, deci, de a investi... Deci ne cam păcălește în carte. Ne cam păcălește, pentru că după aia ne dă exemple de zi. Păi nu. Da, zile, așa este. Trândăvia o fi cheia dobândirii unei mari averi, dar după ce ai vreo 300 de milioane de euro sau de dolari sau ce dacă păstrăm proporțiile, după ce ai 3 milioane sau 300 de lei sau 3 lei. E același lucru, iertați-mă. Vreau să vă spun un lucru. Eu personal nu mai dau în fiert de mult. Și nu mi-e rușine să o spun. Nu mai dau în fiert. Eu deja am ajuns la un sistem și, dacă vreți, sunt lipsit de modestie, la un rafinament al adulmecării business-ului și al organizării și așa mai departe, mi-am distribuit și mi-am redivizat competențele și jur că nu muncesc mai mult de 2 ore pe zi. De ce? Am ajuns acolo unde banul lucrează pentru mine. Da, ideea, Băcar, dar dumneavoastră aveți 5 găleți de bani lângă dumneavoastră, e ușor? Păi și dumneavoastră nu le-am la găleată, să vă spun de ce. Păi nu, nu se mai găsiți la sac. Păi, da, sac, vedeți? Păi, dar nu confundați sacul cu găleata. Păi nu știu, ei la bancă acolo în ce îi puneau, eu un sac e nu, acolo e cu cupa de la excavator. Îi vezi de la cupa, asta e. Nu, e tot cu sacul, numai că aici este vorba tot de filozofie. Filozofia lui Trump este extraordinară. Ajută-mă, maestre. Legea, lenea face banul mult. Dacă ești un om inteligent, omul e un animal leneș. Corect. Și aici o să fac o mică... E adevărat, de aia s-a inventat telecomanda. O mică scară altă deșteaptă. Deci de ce e omul leneș? Omul, bă, dar ne-am adunat astăzi. Pentru că el când a mers pe jos a văzut că îl dor picioarele. Și a zis, de ce să mai merg eu să meargă calul? S-a suit pe cal, a mers calul pentru el, a văzut că îl doare altceva. Și a zis, de ce să mai merg pe cal, să merg în căruță? A mers în căruță și a zis, mă, dar ăștia merg prea încet. Tot mi-e lene, că vreau mai repede. A făcut mașina, pe care a făcut avionul. Bravo. El spune așa, lenea te ajută dacă e o lene constructivă. Sigur că, dar nu să trândăvești că nu vorbea acum că tu dormi și faci găleți de bani. Pentru că dacă e o lene constructivă și vine unul și îți mănâncă timpul, îi spui, băiatu, du-te și plimbă-te, că e timpul meu. Și exact, deja mi-ai luat o oră din lenea mea pe care o aveam după. Exact. Lenea personală. Atunci, și asta a făcut el toată viața. Maestre, cât ai la bancă acolo? Că e confidențial, nu pot să vă povestesc ceva despre domnul Anastase. Scuze că te zic. Asta e ca bancul ăla despre ardeleni. Când a pus studentul să-l pe ardelean să treacă de semnalul de alarmă în tren, i-a zis, geaba aici dacă n-ai aici. Deci așa e și cu lenea lui Trump. Da. Nu, dar din carte rezultă că asta este, că asta este. Da, la un moment dat îți dai seama, deci, pentru că îți descrie exact o săptămână. Învățați oamenii la televizor că trebuie să trândăvească, să stea toată ziua, că să umple de bani și formă. Oricum stau degeaba, n-aveți nicio grijă! Nu! Zău! Stimați telespectatori, e patent de mult. Să muncim! Așa. Sunt un popor harnic, da. Sunt un popor productiv, da. Îi rupem pe ăștia! Da. Ăsta e al 14-lea congres. Da. Știți exact cum era pe vremea exact dinainte, domnule, să spuneați că decât mult și fără rost, mai bine puțin și prost. Pauzele le incidese, cheia marilor succese. Pe Alexandru Anastasescu îl cheamă pe bună dreptate norocel. Pentru că norocul a fost de partea domniei sale, a făcut o carieră frumoasă despre care vreau să vă vorbim, nu s-a înțeles încă mare lucru, dar noi, băieți deștepți și cu simțul răspunderii, ne-am gândit să facem un frumos material din care dumneavoastră să înțelegeți mai bine ce nu putem noi să vă povestim. Mâinile mea pentru mașini au început de la niște mașinuțe din acele mici, care le primeam de la tata când aveam 5-6 ani. De atunci a început pasiunea pentru mașini. Și eu, când eram mic, îmi doream să-mi cumpăr și eu, când o să mă fac eu mare, să-mi cumpăr și eu un Mercedes. Bine, era vremea cu înainte de 89, când dacă îți luai o Dacie cu asta depusă la 7 ani, era o realizare. Dar asta visam eu de mic. Vă povestesc o mică istorioară. Plecasem cu mașina mea sport, cea foarte puternică și foarte ok. Aveam nevoie să ajung până la universitate. Am zis, hai să merg și eu să mă plimb. A greșit la mea, că era ora 11 dimineața. Stăteam pe Pache Protopopescu și a trecut pe lângă mine un scooter, dar un scooter terminat. Cârgeau tablele de pe el cu număr de Giurgiu, așa, în viteză. Și eu stăteam și mă uitam cum se duce scooterul.
Și mă ziceam, ce mi-am luat eu mașina asta de o grămadă de bani când puteam să-mi iau o bicicletă și ajungeam mai repede. A fost achiziționată cu 2 luni înainte să mă nasc eu, de părinții mei. Am renovat-o eu în 2000, am început renovarea și am făcut încet cu încet, am terminat-o de renovarea în 2004. Deci pe măsură ce mai strângeam bani, mai făceam câte ceva, mai făceam câte ceva și am terminat renovarea. Și scopul ei era, în momentul în care termin această renovare, să o închiriez. Și într-adevăr, la o lună după ce am terminat, am și închiriat-o. Casa părintească nu se vând, nu se vinde, cum nici rădăcinile nu se taie. Preotul Stegăruș. Deci dânsul a plecat de la săpat groapa. Deci dânsul s-a ocupat de fonduri, de tot. Și biserica era ridicată până la turlă și atunci ne-am întâlnit întâmplător, cu totul întâmplător. Și nu, așa mi-a venit mie și am zis, părinte, pe fațadă hai să punem un mozaic frumos, 30 de metri de mozaic, cu hramul bisericii, acoperământul Maicii Domnului și cu cei doi arhangheli, Mihail și Gavril. Nu, așa mi-a venit. Am trecut într-o zi și am zis, uite, eu vreau să fac asta. Așa am simțit. Nu cu vreun scop. Mulți au relația cu Dumnezeu, uite, îți dau și îmi dai. La mine nu e relația asta. Eu fac exact ceea ce simt. Minunile și le fac oamenii. Deci dacă vrei să-ți faci tu minune, ți le faci singur minuni. O grămadă de minuni poți să ți le faci tu. Și nu sunt preotul. Gata și ne dăm și jos. Rău de tot, ce să zic? Rău, nenorocire. Nu sunt rău, sunt băiat bun. Nu, e bine ce am văzut așa. Vai, frumos pleacă mașina asta. Nu știu ce asta e, dar frumos pleacă. Și Andrei, o fi hidramată, eu habar n-am. Sunteți căsătorit? Nu. Auzi, tu cu cine ții? Cu Stana? Vezi că da? Rămâi cu mine de luni. Lasă-mă pace, că cu tine deja o să-mi fac prenupțial. După facultate, adevărat că ați muncit fizic, ați descărcat tirul la un arab? Da, asta era situația în 90. Eu nu aveam bani, nu aveam un capital de pornire și atunci trebuia să ți-l faci cumva. Și aveam o meserie intelectuală. Descărcam tirul și dădeam meditații la matematică. Le îmbinam așa. Până când v-ați prins că nu e așa. Zice trândăvie, acum zice da. Trump. S-a prins că munca fizică nu ți-aduce totul. Nu era trândăvie, efectiv nu mai puteam. Deci la un moment dat nu mai rezistam fizic. Și atunci ce descărcați, mai țineți minte? Descărcam tiruri cu marfă la un magazin al unui cetățean libanez, un om extraordinar. El m-a învățat tot ce știu despre comerț. Said El Zein, Dumnezeu al meu sau al lui să-l odihnească. Nu este al nostru, să știți. Al nostru, da, ei au altă... Nu. Religia evreiască, cultul mozaic, religia creștină și islamul cred în același Dumnezeu. Nu există zeu în afară. Nu există Dumnezeu în afară de Allah, care este Dumnezeu. Și totul pornește de la Vechiul Testament, continuă cu Noul Testament și la ei se termină cu Coranul. Nu există. Care vine în completare. Iar cuvântul Mahomedan este înfiorător și greșit, fundamental. Se numește Islamic. Niciodată. Dar vă povestesc într-o altă emisiune. Musulmani, altă șmecheri. Niciodată, când au zis cuvântul Mahomedan, să știți că nu știe. Îl dă zice, nu știe. Am învățat la școală, că altfel nu îndrăzneam. Tot efortul, la un moment dat, a început să se concentreze în direcția imobiliarelor, parcă. Cu ce ați început? Cu casa părintească. Cu bărunți puțini, presupun, la început. Păi am muncit cam 7 ani, până am strâns banii pentru renovarea casei. Păi
Păi da, dar banii din ce i-ați scos? Adică... E, fiind student, mă rog, descărcam tiruri, dădeam imitații la matematică și la un moment dat zic, băi, nu mai merge așa, că e ce greu. Că... Adică nu o să ajung niciodată. Vedeam și eu că prețurile cresc. Și atunci am deschis un mic magazin, un chioșculeț, că asta era la modă. Un butic. Da, asta era la modă. Dar a terminat, vă să spun? N-a putut. N-a putut. Păi era la mine în curte. Ale mele de pe stradă le-am măturat ca pânica. La mine era noroc că nu erau ale mele. Erau ale prietenilor acum mei. Acum pot să spui adevărul. Da, în perioada aia era normal să și dispar. Trecuserăm de pionieratul capitalismului în România. E adevărat, început să se decanteze lucrurile. Și am muncit cam 7 ani cu micul chioșculeț. Un program... Și așa s-a făcut 1 milion de euro? Ei, nu. Păi cum, azi? A făcut banii de renovare? Nu. Am făcut banii de renovare. Și milionul. Unde e? Milionul e în casă. Și casa scoate cât să justifică milionul? Nu, investiția imobiliară nu te îmbogățește peste noapte. Dar din banii care îi iei din chirii, dacă nu ești un cheltuitor, poți să investezi, să cumpere altele și altele și tot așa dezvolți, încetul cu încetul, deci nu peste noapte. Teorii diferite. Vezi? Eu sunt adeptat unului. N-am dat niciunul, da, probabil de asta. Te uiți, în România sunt averi care sunt de 300 de milioane, în top 300, de 500, de 5 miliarde, de nu știu cât. Și te gândești totuși că familia Kennedy are 235 de milioane de dolari. Da, dar nici bine n-au dus-o, lăsați-mă Dumnezeu. Da, săraci, au fost numai președinții ai Americii, vai de da, capul lor. Da, ori fi fost, da. Rose Kennedy la 104 ani și îngropase toți copiii, parcă nu e o șmecherie. Dar au murit toți până la unul. Mai rămăsese ăla micul de căzut în Marta vineri cu nevastă cu tot. Da, dar ei aveau, deci după 200 de ani, aveau avere de 235 de milioane. Deci eu sunt de acord, dar mai bine Bill Gates decât Kennedy. Și nici în America, în afară acum știți, să revenim, să spunem, domnule, nu mă întreba cum am făcut primul milion. De la ala încolo pot să spun, eu nu l-am făcut încă, așa că n-am nu ce să făcut, spun. A? Nu l-ați făcut, ce moftic. Nu, aici trebuie să spunem clar, sunt oameni care știu, înțeleg, adică asta spun, au trăirea interioară pentru a înțelege filozofia cifrelor mari, milionul de euro, dolari, e o cifră dacă mare. Dacă nu purtătorul de cuvânt al băncii naționale. Alți oameni nu înțeleg filozofia. Păi dacă știți, înțelegeți păi filozofia, de ce n-ați făcut primul milion? Păi nu, eu n-am spus că eu înțeleg filozofia. Cum? Știe tot ce trebuie să știe. Eu n-am spus. La catedră, adică aici trebuie să... Eu am spus-o de mai multe ori. Ca să faci primul milion, trebuie să fii în stare să-ți dai cămașa de pe tine. Ești în stare sau nu ești în stare? Pentru că poți, că poți și ca fată. Cum să... Teuța, lucrurile sunt foarte clare și așa cum spunea și distinsul meu coleg, nu trebuie să luăm pe Donald Trump, hai să ne luăm pe noi. Uite, un exemplu extraordinar de a privi facerea banilor din două unghiuri diferite. Maestru este pescuitor de pescar. Se duce la baltă, își ia momeală, își ia râme, așteaptă un an, doi, șapte, să prindă peștele. Mie că mor mâine. A avut noroc și știință de pescuit și l-a tras la mal și a făcut o tolbă de pește. Bun. Sunt pescari de apă tulburi, cum sunt eu. Când vine viitura aia cu buturugi, maestru zice, nu-i de pescuit azi. Și nu vine la pescuit. Eu mă duc la răgălie, știi la răgălie? Da. Unde bași mâna? Și ai două variante. Ori ai prins crapul la mare de urechi, ori șarpilii. Ei, la dumnealui, categoric că n-are cum să prindă șarpe. N-are, că e la undiță. Eu pot să dau cu mâna și de un șarpe. Dar în același timp îți dau scris că riscul meu și pescuitul meu în ape tulburi va prinde cei mai mari crapi. Și cei mai năuci, pentru că îi aduce viitura și ei nu mai noată, nu știu cum ei, sunt duși de cap. Până într-o zi când vine șarpele. Ai. Cine a zis că nu e risc? Dar Trump când a dat faliment, vă rog frumos. Cum a fost, maestră? Cum a fost? Vedeți cum a fost? Când a dat Trump și faliment atunci, și a văzut viața în fața ochilor, pe bunică s-a văzut. Eu n-am nimic împotrivă ca cineva să facă așa cum spuneți, dar iertați-mă că vă contrazic total greșit, că văz, doamne, familia Kennedy a făcut în trei generații, 200 de milioane. Bullshit. Eu vreau să vă spun că au acești Kennedy, ca să zic așa, ăla bătrânul, așa, a secat un râu pe timpul prohibiției alcoolului dintre Canada și United States, pentru că în Canada era voie să produce alcool,
în America nu era voie, au secat un râu, da? L-au dat, nu l-au secat, l-au schimbat cursul, și pe cursul ăsta au dat drumul la vizichii, la whisky din America. A fost un contrabandist de mare caracter. Stimați respectatori, cash... nu suport să se vorbească așa despre familia Kennedy. Corect. Și au la cash... Iar eu simt nevoia să mă îmbogățesc, lucru pentru care voi băga pe post publicitate din care o să-mi iau leafa. Auză, bă, frate, mi-a Tana, tu să știi că toată lumea te iubește pentru ce ești, pentru cât ai, pentru ce cânti, pentru ce reprezinți. Oamenii care te cunosc în toată țara ne-au trimis mesaje pentru tine și au zis că ești minunată și că ești frumoasă și cum reușești și cum faci și cum dregi. Despre noi, oamenii se miră că vorbim despre atâta amar de bănet, că oamenii nu înțeleg câți bani sunt ăștia și cum se fac. Există, sunt realități, sunt lucruri. Uite, stăteam de vorbă cu domnul Mugur Șteț, care este un teoretician al întregului fenomen și care înțelege lucrurile în intimitatea lor și care încă nu are primul milion de euro. Pentru că este căsătorit. Ce scumpă ești! Nu, pentru că știi ce se întâmplă la un moment dat când înveți foarte mult despre risc, ajungi să-ți fie frică să-ți asumi riscul. Aici domnul Tăbăcaru spunea foarte clar, domnule, ca să faci bani mulți, trebuie să-ți asumi un risc la un moment dat. Nu poți fără riscuri. Da, eu aș vrea, dacă să trecem așa, eu vă mai spun o scurtă povestioară care e frumoasă, că la început Teo ne spunea că o să vă zic cum am ajuns noi să-i spunem leu și nu leopard. Da, să discutăm și despre folclor românesc, pentru că eu am așa o părere de rău în zilele noastre că uităm rădăcinile noastre și chiar astăzi am avut o treabă la cimitirul Belu și am trecut pe la Aleea Scriitorilor și citeam, sper să-mi aduc aminte bine, la Ion Luca Caragia, le spunea așa: fii, cultivați-vă poporul, căci pomul fără rădăcini moare. Iar noi ne pierdem rădăcinile noastre nu se dezvoltă printr-o educație competentă. Fără educație nu putem ajunge la oameni ca Donald Trump sau Bill Gates sau alți mari. Vin popoarele din Asia peste noi. Săptămâna asta a fost în România. Noi am sprijinit finala competiției internaționale Global Management Challenge. Pe locul întâi a fost echipa din Macao, pe locul doi echipa din China, pe locul trei echipa din Hong Kong, pe locul patru echipa din Marea Britanie, compusă din indieni. Deci dacă nu vom învăța, dacă nu vom începe să băgăm bani în educație, națiunea română va deveni popor, poporul populație, și ca orice populație, în jungla asta a globalizării va dispărea. Și ca să vă spun de ce se numește leu, în 1867, când leu a fost adoptat ca monedă națională și s-a creat sistemul monetar modern, au fost dezbateri parlamentare, noi eram în perioada aceea, doua jumătate a secolului XIX, multă influență franceză, s-a venit cu o idee să-i spunem român, pentru că în Franța se numea franc. Și în Parlament... Banul nostru trebuie să se numească român? Așa s-a deci cât pornit ca idee. Român jumate. Da. Nu, în Parlament s-a spus altfel. Nu putem să-i spunem român. Vă dați seama în târgul de vite că o să se spună câți români face acest bou? Corect! Și atunci s-a spus leu. De ce? Pentru că în Balcani, în zona aceasta, a circulat foarte mult în Evul Mediu o monedă care a fost foarte apreciată de comercianții, de negustorii din această zonă. Se numea Loventhaler. Talerul leu era de proveniență olandeză, iar în România îi se spunea leu direct. De ce? Pentru că avea pe una dintre fețe bătut un leu. De asta în Bulgaria leva, care-i tot leu, în Albania leca, care-i tot leu, în Slovenia s-a numit tolar, care este de la taler. Și de fapt putem spune că avem strămoși comun cu dolarul american, pentru că dolarul vine dintr-un taler bavarez. Fabulos! Deci banii au o istorie frumoasă și... Da, eu zic să revenim la folclor. De-aia merită să-i faci. Ce frumos sunt. Da, e adevărat. Să revenim să discutăm puțin și despre folclor, pentru că eu sunt convins că mentorul, dacă se poate spune, a tuturor cântăreților de folclor din România este bogăția asta fantastică pe care noi o avem. Și nu o să citez exact, dar Mircea Eliade spunea că nu a întâlnit în lume un popor care să aibă o atât de mare
diversitate a folclorului. Și o atât de mare frumusețe în diversitate a folclorului ca la român. Ne uităm rădăcinile și este trist. Am avut marea surpriză să descoper mari interpreți de muzică populară care au venit în emisiune și care ne-au spus că, din potrivă, există în momentul ăsta o revenire la rădăcini, că există un trend, ca să mă exprim așa, da, care merge către locurile de unde am plecat, dar e vorba în continuare despre bani. Pentru că interpreții de muzică populară ne spun același lucru. Nu avem bani să ne cumpărăm costume, nu avem bani să ne facem festivaluri, nu avem bani să apărăm la televizor. Avem un minister al culturii. Ne învârtim în jurul banilor. Ne învârtim în jurul banilor. Stana a avut super norocul că a plecat în America. Da. Ea acolo a început să facă bani. Și sigur, când s-a întors în România, toată lumea a așteptat cu ciocurile căscate ca pe vrabie. Mai nu este vorba numai de bani. Mai nou la țară se promovează foarte mult discotecile. La țară nu se mai organizează un spectacol de muzică populară. Okay. Noi nu mai dăm concerte în țară cum dădeam înainte. Tineretul este instruit în alt fel, educat în alt fel, se-i placă altceva decât muzica populară. Nu este promovată destul. Nu, tinerii nu sunt educați și nu sunt instruiți ce înseamnă muzica populară. Pentru ei muzica populară înseamnă că dacă cineva este îmbrăcat în opinii și în costum, dar trebuie să și explici de ce. Ce cântă? De ce cântă asta? De ce e bine să asculte asta? Nimeni nu le explică lucrul ăsta și atunci tinerii de unul singur, ei nu pot să priceapă dacă cineva nu instruiesc. Și la noi nu există așa ceva. Eu vă spun că am avut ocazia să călătoresc mult în lume și chiar să particip la sărbători din astea locale. Acolo își cântă cântecele lor, domne, și te și bucură când îi vezi. La noi, la sărbătorile locale, trebuie să cântăm melodii americane. Ca astea ale noastre put. Că după ce ne îmbătăm, dăm în manele și am terminat istoria. Care tot nu sunt românești. Manelele sunt turcești. Ba, măcar deci, sunt cântate în românește. Teo, eu o să te rog, pentru că s-apropie nenorocit-o să avem final, să-mi dai voie, mă legam de ce spunea domnul consilier acum, de România asta în lume, de cât de bogată și așa este, și că Dumnezeu a pus aici o bucățică de rai. Dom'le, vreau să fac un lobby lumii de afaceri din România, că el este atât de hulită, atât de înjurată, și dacă vreți, atât de scuipat, așa, hoți, bandiți, da, mafioți, da, știu. Toate celelalte. Arătați pe mine, domnul Tăbăcaru, că eu am muncit. Arătați noastră în altă parte. Păi nu, că suntem în aceeași oală, maestre. Bun, despre ce este vorba? Că vorbeam de că dumneavoastră munciți și eu sunt, să zic așa, un capitalist cu față umană. Să știți că dacă mâine iese lumea cu furca și cu coasa și o ia așa pe stradă, unde dumneavoastră aveți o casă, aia care ați făcut-o în 7 ani de zile? Da, da, o am de 37 de ani, era casa părintească. Eu o să vă spun, o să vă spun imediat despre ce este vorba. Am și eu o casă care nu am părintească, dar am făcut-o rost cu ciocănii ăștia. Dacă o să iasă lumea cu coasa, nu o să facă deosebirea între casa dumneavoastră, aia despre care vorbiți atât de frumos, despre casa mea și a lui Teo. Și de ce spun o să facă deosebirea? Că ne ia la rând cu casa lui Madame Ana Maria Prodan, asta care cheltuiește 30.000 pe lună. Adică o jumătate. E treaba ei. Da. Păi, nu, stați deci puțin, dacă să, să vă spun de ce. Ia. Pentru că o să ne ia la rând și cu aia care a zis că are suzetă de aur. Oameni buni, mi-a plăcut foarte mult la dumnealui. Nu mai nebuniți, mă, cu banii lui. E vorba de decență. Este vorba de... Este vorba de faptul că trăim într-o lume a socializării, într-o lume în care, în general, cei bogați vor fi și mai bogați, că asta e globalizarea, cei săraci și mai săraci, și ar fi bine noi ăștia, care avem 2,80 lei în plus, să fim puțin mai decenți. Și haideți să vă spun, fără să fac eu acum pe pedagogul. Mai un minut, Stana, te rog eu frumos să te îndrepti către scenă și îți mulțumesc frumos, ajută-o tu pe Stana, nu mă filmați pe mine, că mă filmați așa, prete! Sumează tu și zici ce e cu camera asta, nu știu. Așa, filmele se vor difuza pe teoliveshow.ro. Și dacă doriți o cameră ca a mea, 1228 cu textul Teo și veți primi o dată pe săptămână una de la pro.ro. Am zis bine? Da! Și ca să-ți închei, îți spuneam așa, că acum, de exemplu, la New York, ați văzut într-un ziar că eu am fost numit Rechinu, vreau să mă laud și mă laud în numele oamenilor de afaceri, nu se vorbește numai de Hagi, Nadia Comăneci, Ilie Năstase și toți cei mari. Se vorbește și de oameni de afaceri tari. Și băi, eu un albanez, un bulgar și un român, unul Tăbăcaru, de ne ia mama dracu dacă ne punem în gură Doamne cu ajută, ei. Deci și businessmenii români au început să-și facă loc ca și trampilor. Ia uite, trampii noștri și ștrampilor, stimați telespectatori, vă doresc un weekend plăcut, ne întâlnim luni. Stana Izbașa, foarte dorită și iubită de public, se află pe scenă, spre marea noastră plăcere a tuturor. Încă o dată, luni, la 4:30, vă așteptăm!